Secretarul interimar al Consiliului Municipal Chișinău a fost diagnosticat cu COVID-19. Viceprimarul Ilie Ceban a anunțat că Adrian Talmaci este asimptomatic și se simte bine, totuși 26 de angajați ai primăriei care au intrat în contact cu el vor face testul la noul coronavirus. Niciunul dintre ei nu face parte din aparatul edilului capitalei. Potrivit viceprimarului, acest caz nu va afecta activitatea Consiliului Municipal pentru că aleșii locali sunt de săptămâna trecută în vacanță. Acesta nu este primul caz de COVID-19 în primărie. La sfârșitul lunii aprilie, un angajat din cadrul Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a fost diagnosticat cu această boală.